găsit, doamnelor și domnilor, sunteți la Open TV în acest moment. Este vineri, este început de weekend. Emisiunea se numește Scurt pe 2. Scurt pe 2, sperăm să fie și răspunsurile la dialogul pe care o să-l am cu invitatul de astăzi, așa cum anunțam ieri, tunarul liberalilor. Este vorba de Ionel Dinu. Bine ați venit, domnule Dinu, pentru prima dată în emisiune. Vă salut, domnul Diaconescu, și salut publicul telespectator al dumneavoastră. Domnule Dinu, vreau să vă întreb, să începem așa, de la o bază. Sunteți membru PNL, nu? Da. Dețineți vreo funcție în PNL? Nu. Deci discutăm cu membru PNL. Și atât. Cum ați petrecut starea de urgență? Ca orice român sau ca orice, da, ca orice om după fața pământului, ne-am adaptat la cerințele sau la cele impuse de către guvern. Era firesc și normal, trăiam un moment pentru prima dată în viață. Pentru prima dată o pandemie declarată, da, oficial. Bine, din punct de vedere al fenomenului, știam, fiind istoric, vă dați seama că am urmărit atât pe izvoarele istorice, perioadele care s-au întâmplat, perioade pandemice, din lume, da. Da, e un lucru fără inedit și fără precedent, cum spuneți dumneavoastră. Ne-am adaptat și cu bunăvoința lui Dumnezeu și cu micul ajutor pe care ne l-a dat și familia. Cum crezi că a fost gestionată în România? În celelalte lume s-a văzut o serie întreagă de bâlbe în lume în gestionarea crizei coronavirusului. În România, cum crezi că s-a descurcat, că a fost gestionată criza de guvernul PNL? Domnul, acum ce aud și eu că se discută pe mass media și mai mult din informațiile pe care le am din rândul cetățenilor din România, a fost cât de cât și bine gestionată, dar singurul lucru care m-a dezamăgit pe mine ca și cetățean al României, faptul că bolnavii de boli cronice nu mai aveau posibilitatea de acces în spitale. În spitale, da. Au murit oameni cu zile din situația. Aici am fost puțin dezamăgit, că nu s-a luat o decizie și pe zona asta, ca să le dea posibilitatea și celor bolnavi cronici să... Da, să se trateze, mai ales că România e de sănătate. E clar, în România sunt foarte mulți bolnavi de fel de boli cronice, da, începând de la, da, bolile cardiace, diabet și așa mai departe. Așa este. Se anunță cea mai adâncă, cea mai groaznică criză economică mondială. Da, din ultimii 150 de ani, spun specialiștii. Asta e o problemă destul de delicată și mai ales la noi, domnul Diaconescu, și vă spun cu fermitate, fiindcă noi nu suntem o țară bogată, suntem o țară emergentă, o țară care trecem printr-un proces de reconstrucție, o țară care încercăm să ne consolidăm alături de celelalte țări ale Uniunii Europene. Văd că se dă un mic ajutor din partea Uniunii Europene, atât pe zona de credite nerambursabile, cât și pe cea de... împrumuturi. Împrumuturi, da. Acum, fiecare își gestionează situația, dar, din punctul meu de vedere, țara, evident, ca să se consolideze și să stabilizeze din punct de vedere economic, trebuie să apeleze și la resursele proprii, numai la resursele externe. Mai ales la resursele proprii. E foarte important. Să te ajuți singur. Da. Fiindcă noi am avut în ultima perioadă o creștere a PIB-ului de până la 220 de miliarde. Dacă mergem pe PIB-ul de pe cap de locuitor, ajunge până la 11-12 mii de dolari pe cap de locuitor. La nivelul Uniunii Europene, în afară de Bulgaria, care este sub noi cu PIB-ul pe cap de locuitor, suntem cea mai slabă țară după Bulgaria. Am auzit să înțeleg zilele, din ce spuneți dumneavoastră, că ne așteaptă vremuri grele? Părerea mea că da, vom avea probleme, mai ales că și mari antreprenori care au venit din străinătate, după părerea mea personală, dacă nu o să primească ajutor din partea statului să recapitalizeze societățile, cu părere de rău, am impresia că vor părăsi România. Ce facem cu întreprinderile mici și mijlocii neoșe, românești? Am văzut că ministrul finanțelor, Câțu, a făcut un program, IMM Invest, dar Doamne la ajută, care s-au înscris
câteva zeci de mii de firme, dar firmele se lovesc de, sunt la mâna băncilor. Da, aici este problema că se lovesc, ieri discutam cu cineva din domeniul bancar și asta îmi spunea ceea ce încercați dumneavoastră să spuneți, că într-adevăr bariera cea mai dură este banca, fiindcă pun condiții draconice și nu toate societățile comerciale. În situația asta ce facem cu capitalul românesc, ce facem cu firmele românești? Ca de fiecare dată ne descurcăm. Asta e, uite, o să vă dau un exemplu. Suntem pe cont propriu. Fiindcă în fiecare zi, după cum știți dumneavoastră, fiica mea e căsătorită în Statele Unite. Da, e în Statele Unite, da, Andrada. Și este un stat, este căsătorită într-un stat destul de sustenabil din punct de vedere economic, chiar pe salariu mediu pe economie este pe primul loc în Statele Unite ale Americii. Ca salariu mediu. Ce stat e? New Jersey. New Jersey. Și dar venitul pe cap de locuitor e pe locul 2 după Connecticut, în Statele Unite ale Americii. Este un stat foarte bogat. Și vă spun cum s-a procedat în Statele Unite ale Americii vis-a-vis de cei 40 de milioane. Poate învățăm ceva. Da, față de cei 40 de milioane de șomeri care au intrat pe tehnic, era evident și normal că și la ei a fost fenomenul destul de accentuat, poate mai mare decât celelalte țări. Iar președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a alocat 3.000 de miliarde de dolari, pe de o parte pentru recapitalizarea societăților comerciale, cât și pentru șomajul tehnic, dar a mai luat în calcul ca fiecare cetățean a Statelor Unite ale Americii să beneficieze o singură dată 2.250 de dolari pentru coronavirus. Lucru care s-a întâmplat. De exemplu, vă dau exemplu pe Andrada, pe fiica mea, care este antrenoare de tenis la un club din New Jersey. Într-adevăr, când s-a dat starea și la ei de urgență sau de alertă, au fost chemați la club, au semnat un acord între club și persoană, da. Au mers acasă și li s-a spus că o să primească șomajul tehnic. La un moment dat a fost anunțată că deja a început să se facă plățile. Dar la modul cum? Din partea statului New Jersey primea 250 de dolari pe săptămână și din partea statului federal 650 de dolari pe săptămână. Deci primea 900 de dolari pe săptămână, adică 3600 de dolari pe lună, plus 1250 pentru coronavirus. Asta erau banii care îi primea lunar. Evident că lumea a fost foarte mulțumită în Statele Unite ale Americii, primind... Și totuși ei au sărit prim. Da, mă rog, acolo au fost niște dar incidente. Dar știți ce se întâmplă? Sunt niște incidente, da. Probabil că sunt și pe zona politică și anumite persoane sunt împinse. Dar trebuie să ținem cont de faptul că Statele Unite ale Americii este o țară cu 80% albi și 20% hispanici și afroamericani. Lucruri care pe mine mă face să cred că lucrurile se vor așeza. Au fost într-adevăr niște impulsuri politice din partea democraților, pe de o parte, și ieri vorbind cu un prieten meu de la New York, îmi spune că deja în presa americană a apărut că ar susține din spate aceste evenimente și domnul Soros. Da, tot ce se poate. Haideți să trecem totuși la politică, la politica noastră. Vă rog. Spuneați că sunteți membru PNL. În urmă cu câteva luni, 3 luni, cred, 3-4 luni, PNL Giurgiu a primit o infuzie de capital uman. Lângă dumneavoastră a venit 80-90% din organizația ALDE. Ajută infuzia asta de capital uman? Ajută, ajută PNL-ul? Da, să fac o introducere vis-a-vis de această venire a foarte mulți foști membri ALDE. Vreau să vă spun că pentru mine am fost într-o perioadă de așteptare, într-o așteptare, într-o stare de spirit bună. Și chiar mă bucuram extrem de mult ca cei din ALDE, în frunte cu Petcu Toma, să vină în Partidul Național Liberal. Chiar m-am bucurat la momentul respectiv. Și mă bucur și în continuare, dar cu anumite rezerve. De ce? Anumite rezerve de ce? Fiindcă nu aș vrea ca din această coabitare și să nu folosesc anumite legi ale fizicii, atât legea a doua termodinamicii, cât și legea a treia lui Newton. Fiindcă să vă spun de ce. Orice corp care primește din exterior un alt corp, se poate întâmpla două fenomene. Ori îl asimilează,
Corpul mai mare îl asimilează pe cel mic. Da, îl asimilează pe cel mic. Ori cel mic devine incompatibil cu cel mare și creează implozia. Este un lucru care trebuie băgat în seamă, este legea a doua termodinamici. Și de ce vă spun și accentuez pe chestia asta? Fiindcă în calitatea mea de istoric, am citit ultima carte, istoria lumii, scrisă de Emanuel Gates, un german care a făcut cele mai mari studii istorice în laboratoarele de la Hamburg și a folosit în termenii și în izvoarele istorice, a folosit aceste două legi, atât legea a doua a termodinamicii, cât și legea a treia a lui Newton. Și de ce acum vă spun despre legea a treia a lui Newton, inspirat din cartea lui Emanuel Gates? Ce se întâmplă? O forță, când întâlnește o altă forță, evident că acea forță poate să fie mai mică, egală sau mai mare decât forța respectivă, da? Normal. Evident. Normal. Pe de-o parte, am avut o guvernare PSD alături de ALDE, da, și o opoziție PNL, formată USR de așa mai departe. Bun. Forțele de dreapta. Tragem o linie la mijloc și acum să punem cap la cap forțele. ALDE a părăsit zona PSD-ului, de stânga, și a venit în partea dreaptă, mă refer la Giurgiu. Da, da, da. La Giurgiu. S-a creat o forță în plus a PNL-ului față de forțele PSD-ului aliate. Da. La momentul respectiv. Da, corect. Dar, atenție mare de tot, în momentul de față, ALDE nu este anihilat. Eu am crezut că va fi anihilat în județul Giurgiu. Asimilat, nu anihilat. Nu, anihilat definitiv. Adică să nu mai existe. Dar ALDE există, domnul Diaconu. ALDE există, sigur. Sunt cei 10% care au rămas. Ei există. Au structuri, au domnul Vasangeac, au președinte. Da. Au vicepreședinți. Da, au președinte de organizație municipală. Vor avea candidat la municipiu? Da. Și aici fac o paranteză vis-a-vis de candidatul la municipiu. O să discutăm de candidații la municipiu. Ok. Până atunci. Bun. Și iată că s-a creat o pârghie alături de PSD împotriva PNL-ului la nivel de județul Giurgiu prin rămânerea și lipsa de anihilare în totalitate totală a lui ALDE. Deci avem o forță în plus, da? Nu știu cât e de puternică și cât e de mare. Vedem la momentul respectiv. Da, o să vedem la momentul votului. Dar mai e un fenomen. Și a apărut o forță a nemulțumiților dintre alianța, venirea lui ALDE în PNL Giurgiu. Sigur că sunt nemulțumiți, presupun că sunt nemulțumiți acum. Și mai mulți erau nemulțumiți probabil și la ALDE și la PNL. Eu vă spun. Acum la PNL sunt nemulțumiți de la PNL. Că au venit ALDE și că funcțiile au rămas aceleași. Nemulțumiți de la ALDE, care au avut funcții, au venit la PNL. Da. E o stare de spirit în județul Giurgiu și mai ales în nordul județului, fără precedent. Eu nu am luat în calcul la un moment dat că venirea majorității membrilor din ALDE va crea o forță superioară. Iată că ne lovim de un fenomen inedit. Pentru mine cel trebuie puțin să-l gestionați. Dumneavoastră, președintele, șefii dumneavoastră, încercăm să-l gestionăm, structurile de, încercăm să-l gestionăm și să convingem lumea în campania electorală că totuși venirea anumitor membri din ALDE este în beneficiu dreptei române și a PNL-ului la nivel de Giurgiu și că vom încerca împreună să câștigăm Consiliul Județean. PNL-ul nu încearcă o apropiere de USR? Domnul, pentru că și USR-ul ei se consideră tot de dreapta. Pe mine mă depășesc asemenea lucruri. Fiindcă, pe de-o parte, nu sunt decident nici măcar la Giurgiu, da. Dar la nivel național. Îmi este greu să vă spun. Dar acum depinde și cum gestionează guvernul nostru situația, depinde relația parlamentară pe care o are de sentimentele, cu USR-ul în momentul de față, sigur. Și depinde și de înțelegerile pe care le-au avut anterior guvernării. În momentul când s-au așezat și au votat useriștii pentru Klaus Iohannis, numirea guvernului Orban, probabil că au fost niște discuții. Eu nu pot da, să... probabil, da. Da. Niște negocieri. Se fac negocieri. În politică se fac negocieri. Dacă lucrurile se vor respecta, vor merge bine în continuare. Nu se vor respecta, știți bine, politica românească, că ce se construiește astăzi, mâine... Prietenul dumneavoastră, Mihăiță Grigore, da? Are un comentariu aici. Vă rog. Vă întreabă dacă geaca e de la domnul Vela. Nu, e din Statele Unite ale Americii. Da? Da, e un cadou făcut de ginerele meu. Da. Dar nu avea nici domnul Vela și nici domnul președinte geacă înainte de a avea eu. Da, da. Eu am venit cu prima geacă. Mm-hmm. Salut, Mihăiță! Da. Mihăiță vă salută și el. Da. Asta cu alianța am înțeles-o eu. Acum vreau să vă întreb, dumneavoastră, care sunt
Știu așteptările dumneavoastră. Veți candida, că nu vreți să rămâneți simplu membru. Știu că sunteți născut în Comuna Bucșani, acum mulți ani. Dar veți candida undeva, rămâneți la calitatea de simplu membru, se apropie alegerile locale. Care va fi rolul dumneavoastră în alegerile locale? Rolul meu va fi următor. Deci la noi, după cum știți și dumneavoastră, e un birou interimar, ca și președintele nostru, Dan Motreanu. Deci la noi nu este ceva legitim votat de membrii Partidului Național Liberal. E o perioadă de așezare, o perioadă în care să găsim soluțiile pentru a ne sustenabiliza. Mă refer la nivel de birou, fiindcă e normal ca să ai un birou ales. Fiindcă biroul ales, în afară de faptul că are și prerogative, dar are și obligații. Mă înțelegeți? Făcând un birou interimar, nu poate, din punct de vedere statutar, să se ridice la nivelul deciziilor pe care le ia un birou ales. Aici este problema noastră. Fiindcă noi orice hotărâre pe care o ia biroul politic interimar trebuie să treacă prin filtrul biroului politic național. Am înțeles. Mă înțelegeți? Bun. Și dumneavoastră. Eu sunt membru de partid. Așa. După PNL, după cum știți și care sunt aspirațiile pentru alegerile locale? După cum știți dumneavoastră, am fost alături de Partidul Național Liberal atât la alegerile, în campaniile trecute. Nu vreau să fiu lipsit de modestie că la alegerile europarlamentare și alegerile prezidențiale, în ultima perioadă, am câștigat acolo unde am răspuns. Da, zonele pe care răspuns. Acum, să fiu sincer, vreau să candidez la funcția de primar al Comunei Bucșani. În Bucșani. Scrie Ioana Tudor aici că nu sunteți născut în Bucșani, ci în Crevedia sau nu, în Dealul. Nu. În Dealul stau. Eu sunt născut locuiți. În Bucșani și făcut școala în Bucșani. Am înțeles. Nu. Casa o am la... O am Dealul. Casa, dar, casa este între Bucșani și Dealul, dar intră pe raza administrativ teritorială Dealul. A Dealul. Crevedia. Da. Așa este. Dar eu am compatibilitate mai mult cu cetățenii și cu Comuna Bucșani. Sigur, decât acolo până la urmă, da. Soacra mea a fost directoarea a școlii de la Podișor, atâția ani de zile. Socrul meu a fost șef de fermă atât la Podișor cât și la Bucșani. Rudele pe parte paternă le am în Bucșani, cât și rudele soției mele și din Comuna Bucșani, și mamă și tată. Da. Spuneți că veți candida la Bucșani, da? Nu intrați într-un conflict, într-un oarecare conflict? Pentru că la Bucșani candidează, am văzut că ar vrea să candideze domnul Dan Pasat. Am văzut o serie de scandaluri prin presa locală cu domnul Dan Pasat, nu știu ce face acolo. În sfârșit, nu intrați într-un conflict cu domnia sa și domnia sa se zvonește prin presă că ar fi apropiat de ALDE. Domnul Diaconescu. Ăsta a fost și motivul de m-a determinat să candidez pentru funcția de primar în Comuna Bucșani. Deci că e domnul Pasat. Domnul Pasat nu are nicio treabă cu Comuna Bucșani, nu s-a născut nici acolo, nu a făcut școală nici acolo, nu are nicio legătură. Domnul Pasat răspund, e din Ogrezen, de unde? Să-i răspund, nu, e din București. Să-i răspund și doamnei Tudor și o salut doamna Tudor. Deci eu sunt mult mai apropiat de Comuna Bucșani decât este domnul Pasat. Și vă spun un lucru. Dacă domnul Pasat era curat ca lacrima, cinstit să fiu, nu abordam această atitudine de viitor candidat la primăria Comunei Bucșani. Tocmai asta m-a determinat că nu vreau să lăsăm comuna pe mâna unui fost condamnat. Unui fost condamnat, stați puțin. Bine, poate era reabilitat. Nu e reabilitat, domnul. Nu este reabilitat. Dar nu asta e problema. Domnule, dacă era condamnat cu un accident de mașină... Dacă nu era reabilitat, nu lasă legea să candideze. Legea lasă. Fiindcă drepturile dânsul, drepturile de a alege și a fi ales... Nu i-au fost ridicate. Până în 2019 a fost. Acolo și-a... Okay. De a candida, da. Dar ulterior nu știu, vis-a-vis de partea actului administrativ și partea că dânsul trebuie să devină ordonator principal de credit. Da, acolo este obligat. O problemă. De legislație. Nu știu ce să vă spun în momentul de față. Și vreau să-l asigur pe domnul Dan Pasat, că eu sunt membru PNL și vreau să candidez din partea PNL-ului.
la Bucșani. Și îl rog foarte mult să nu mai spună în stânga și în dreapta că face un rău partidului, atât timp cât există niște criterii de moralitate, atât pe statutul partidului, cât și pe regulamentul de funcționare al partidului, există în mod evident și clar și în mod expres că cei condamnați nu pot candida din partea Partidului Național Liberal. Și nici lista de consilieri nu va fi pusă la dispoziția respectivului fost condamnat. Da, el poate participa... Și pe problema dânsului. Poate participa, probabil, ca independent sau Eu nu am o luptă cu Dan Passat. Eu am o luptă cu trecutul lui Dan Passat, fiindcă trecutul lui Dan Passat este sumbru și nu vrem ca prezentul sau viitorul să se transforme exact ce a transformat dânsul cândva trecutul. Am înțeles. Conducerea în PNL vă susține pe dumneavoastră? Domnul, eu am toată încrederea în conducerea PNL-ului și în Dan Motreanu și în ceilalți colegi de-ai mei, fie domnul Beanu, fie Marin Anton, fie domnul Alexandru Toma Andrei. Domnul, aici am un pic de rezervă vis-a-vis de domnul Toma Petcu, dar cu certitudine că și domnul Petcu se va replia și evident că va susține candidatura unui membru PNL. Bun, acum să vă spun un singur lucru. Dacă partidul vrea să facă sondaje de opinie în Bucșani. Da, clar, se vor face niște sondaje. Evident, mă gândesc. Eu nu mă opun. Dar să facă sondaje de opinie cu membrii întregi și comunități. Exact, și oameni, membrii oameni, PNL. Exact, și membrii PNL și oamenii cu, domnule, cu sustenabilitate morală desăvârșită. Nu cred eu că își permite partidul să pună pe Dan Passat pe lista de sondaj. Nu cred așa ceva, e impropriu spus. Nu cred. A, că vrea 1, 2, 3, 4, e problema lor și i-aș ruga să se replieze. Fiindcă trebuie să susțină partidul, fiindcă partidul în momentul de față în nordul județului Giurgiu este pus într-o situație fără precedent. De ce? Fiindcă domnul Dan Passat spune că candidează din partea Partidul Național Liberal, el este venit din partidul din ALDE și așa sunt negociate și că vedeți, doamne, nu știu dacă între, a fost membru ghilimele, ALDE, între ghilimele, el așa spune, între ghilimele că e susținut de cei de sus. Eu nu cred așa ceva. E o prostie, dar dânsul și o aberație pentru a ține în frâu consilierii actual pentru a vota anumite chestii. Da, dar vă spun, în premieră astăzi este o anchetă la o anchetă în Comuna Bucșani, dar numai că ancheta se face la postul de poliție din Crevedia Mare, vis-a-vis de problemele care au fost în Comuna Bucșani, cu defrișările care s-au făcut în jurul monumentului istoric, au fost defrișate din afara fundului forestier, au fost defrișați anumiți copaci de acolo și, conform legii, nu ai dreptul. Da, alegerile se apropie cu pași repezi. Sursele spun că data stabilită este 27 septembrie, eu sunt mai pregătit, e puțin timp. Domnul Diaconescu, eu sunt pregătit. Mi-am făcut echipă și nu vreau să vă ascund și dumneavoastră și telespectatorilor care ne urmăresc și prietenilor noștri. Pe lista mea de consilieri, dacă voi candida, și cu certitudine cred că voi candida, niciun fel de problemă nu va fi, îl voi avea pe Costică-n Zafir, fostul fotbalist de la Steaua, care este născut și crescut în satul Uieș, Comuna Bucșani, în satul Goleasca, pardon, mă scuzați. L-am pe Stelică Badea, care a jucat fotbal la FC Argeș-Pitești, este antrenor la FC Argeș în momentul de față, este născut în satul Uiești, Comuna Bucșani. Eu sunt născut în Bucșani, fost fotbalist, iată când într-o dată avem trei foști fotbaliști de divizia națională cu notorietate, oameni integri, oameni care au jucat și fotbal, au învățat și carte, au fost implicați în anumite fenomene la nivel național și părerea mea, cu ajutorul cadrelor didactice, inginerilor, a foștilor directori care au fost pe la IASF, pe la fermă, vom reuși să facem o listă sustenabilă din punct de vedere moral și să câștigăm alegerile în Comuna Bucșani. Și sper, și aici fac un apel, fiindcă eu nu fac altceva prin intermediul dumneavoastră decât să cer lista de consilieri și să-mi dea posibilitatea partidul, prin intermediul prefecturii, să schimb configurația în momentul de față și primarul din interimar din Comuna Bucșani. Fiindcă primarul din Comuna Bucșani la momentul de față este membru PSD. Membru PSD. Eu nu vreau altceva decât cu trei membri pe care avem PNL, consilieri locali în cadrul Consiliului Bucșani, plus doi de la ALDE, sunt cinci.
Evident că mai avem doi la îndemână și putem face majoritatea pentru a schimba pe acest băiat viceprimar, care din punctul meu de vedere acceptă în mod nepermis ca Dan Pasaș să-ți petreacă toată perioada zilei, de dimineață și până seara, în cadrul primăriei Bucșani. De ce? E foarte periculos pentru chestia asta, fiindcă influențează atât oamenii din cadrul primăriei, cât și actul administrativ. Da, deciziile din actul administrativ. Da, este. Vă doresc succes în demersul dumneavoastră. Vă mulțumesc, domnul Iaconescu. Dacă vă putem susține ca mass media cu ceva, cu toată plăcerea. Mare dracu, dumneavoastră totdeauna ați avut inclinații către oamenii cu moralitate ridicată. Bun. Haideți că voiam să vorbim și de municipiu la un moment dat. Vă rog. Am început dumneavoastră și am zis că avem o discuție mai târziu. Da, vă rog. În acest moment, este anunțat din partea PNL. Da. Ieri a fost în emisiune domnul Marian Măruiu. Da. Da. Din partea ALDE este domnul Alexandru Vradu, care și-a anunțat candidatura printr-un clip electoral, să zicem, acum 3 zile. Da. USR-ul se pare că cochetează, deocamdată cu USR-ul cochetează domnul Anghelescu de la dumneavoastră, din PNL. Zic și eu, că n-a ieșit bine în sondajul... În sondajul pe care l-ați dacă avut. Nu ar fi cât de cât adevărat, nu s-ar vorbi. Da. Exact ca și Biblia. Da. Dacă nu era o să-i luăm pe rând pe fiecare. Vă rog. Domnul primar în funcție, domnul Barbu, da, cel mai probabil va candida de la PSD, zic eu. Deocamdată dânsul spune că nu spune dacă va candida și din partea cui va candida. Sunt alții care spun că s-ar putea să candideze de la Pro-România, alții, în ultima perioadă, de la PNL. Da. Așa că domnul Barbu e ca... E cel mai căutat. E ca o mireasă, da, vin pețitorii și așa mai departe. Domnul... Haideți să-i luăm pe rând. Care credeți că sunt șansele domnului Alexandru Vladu? Eu vă spun la modul cel mai serios și vreau să fac o introducere vis-a-vis de candidați. Bun, da, de exemplu, situația mea, ca și viitor candidat. Eu... Am declarat că voi fi candidat, dar până la urmă decizia trebuie să o ia partidul și nu o iau eu. În cadrul Partidului Național Liberal încă nu se știe care sunt candidații și de aici... Domnul Măruiu spunea în emisiunea de ieri că el a ieșit în sondajul intern care s-a făcut, că a ieșit pe locul întâi. Știu că a ieșit pe locul întâi în sondaj, într-adevăr, dar dumneavoastră știți, de la sondaje până la decizie mai mult. Da. Eu aș vede lucrurile altfel. Ia, spune, ca PNL-ul să aibă o șansă în municipiul Giurgiu ca să poată să bată cu domnul Barbu, mai ales că domnul Barbu, evident, e primar în funcție și... Îi pleacă cu avantajul ăla, e 15%. Exact. Și ca PNL-ul să poată, într-adevăr, să facă un lucru deosebit și să poată să bată de la egal la egal și chiar să câștige în fața domnului Barbu, eu aș vede un alt candidat și l-aș vede pe Măruiu lângă acel candidat. Hai. Și aici mă refer la Petcu Toma, care, Toma Petcu, care asta e părerea mea personală și da, eu. Da, da. Toma Petcu avea intenția când era la ALDE să candideze. Iar în ședința de birou permanent chiar am să propun chestia asta, fiindcă dânsul a fost ministru, are o anvergură anume, notorietate și pe fondul notorietății, probabil la cât bine a făcut dânsul orașului, poate să aibă și popularitate și evident... în urma alegerilor să devină câștigătorul funcției de primar. Și să fie secundat de domnul Măruiu. Și de domnul Măruiu viceprimar. Asta dacă se înțeleg, cred că se înțeleg. Și Marian trebuie să-și dea seama că în această echipă poate câștiga alegerile la nivel de municipiu Giurgiu. Eu pe Toma Petcu-l văd și chiar îi fac o provocare între el la dumneavoastră și chiar și partidului să fie candidatul nostru la funcția de primar a municipiului. Da, interesant. Foarte interesant. Domnul Anghelescu, care are rădăcinator la dumneavoastră. Și care n-a ieșit foarte bine în sondaj? Domnul Anghelescu, un tânăr politician. Tânăr pensionar. Cu mult entuziasm. O capacitate intelectuală destul de mare. Care pe mine mă determină, mă determină de fiecare dată să spun că ar merita
Dar nu decid eu, decide electoratul cine să fie primar. Adică se ridică la nivelul capacității atât administrativă cât și intelectuale a unui primar. Da, dar de la USR îi dați vreo șansă? USR-ul în Giurgiu e aproape inexistent. Eu am văzut multe surprize în politică. Da, orice surpriză e. După că știți dumneavoastră, poți aștepta, cel mai elocvent exemplu ar fi alegerile prezidențiale 2014. Știți când discutam că cineva a ieșit președinte, toată lumea dădea câștigător pe Ponta. Da, și în, în primul tur a câștigat Ponta. Exact, la 1 milion de voturi. Și în turul 2. S-a întors rezultatul și a venit Klaus Iohannis cu 1 milion peste Ponta. Deci în politică niciodată să nu spui nu, e posibil. Niciodată să nu spui niciodată. Niciodată, dar Alexandru e Vladu de la ALDE. Da, de la Vladu, cât a mai rămas din ALDE. Alexandru Vladu vine cu un suport administrativ, fiind și vice. A fost viceprimar. Viceprimar. Da. Eu în perioada aceea eram consilier local și evident că, fără să vreau, numai dădând cu ochii prin actele administrative, îmi dădea seama că totuși există preocupare și din partea dânsul și o preocupare destul de mare. Fiindcă dânsul avea și un dicton, parcă, la momentul respectiv, niciun metru de pământ fără asfalt. Da. Parcă așa spunea. Da. Vreau nici să vă spun că domnul Vladu, fără pământ, domnul Vladu va fi un candidat foarte puternic și lucrurile, așa cum le-ați arătat și dumneavoastră personificând pe fiecare, lupta va fi destul de... De aprigă. Depinde acum, cu că am înțeles... Cu primarul Barbu nu aveți o relație foarte bună, știu, în ultima perioadă. Nu. Am o relație... Care sunt șansele lui? Cum îl vedeți? Să vă spun, da. Nu, cu Barbu n-am nicio... Am avut o relație foarte bună. Chiar l-am stimat la un moment dat, dar lucrul m-a determinat ca să mă îndepărtez puțin de dânsul, că la penultima ședință de Consiliul Local a municipiului, când și eu eram consilier local, nu știu, probabil că a scăpat păsărica din gură, spunând că, pronunțându-le pe o hotărâre de Consiliu, că cei care răspund și chiar penal sunt consilieri. Eu atunci am spus, dom'le, nu e regulă. Și am, da, s-a produs o ruptură, da, atunci. Dom'le, plecând de la ce se întâmplă acum în municipiul Giurgiu, da, e un șantier tot orașul. Da, primarul Barbu are prima șansă. Nu vreau să fiu, adică nu vreau să fiu ipocrit și vreau să fiu destul de obiectiv, dar nu este de nebătut. Nimeni nu este de nebătut. Exact. Până la urmă. Și dădeți exemplu cu Ponta. Primarul Barbu este de nebătut dacă este de la PSD, dacă candidează de la PSD sau de la Pro-România sau independent, să zicem. Nu, hai să vă spun un singur lucru, fiindcă se pare că pe locale se extrapolează voturile. Și merg în două direcții. Vorbesc pe mare. Da. Pe PSD și pe PNL. Dacă va candida de la aceste două partide, va fi câștigător, 80% va câștiga. Da. Dacă va candida de la un alt partid politic, gândiți-vă la faptul că electoratul giurgiuvean e atât de educat și s-a perpetuat acest fenomen de educație pe stânga sau pe dreapta, fie liberali, fie PSD-ul, așa și așa. Deci marea masă a electoratelor sunt dreapta către stânga și dreapta și partidele politice, da, cel puțin va acoperi rezultatul primarului de cel puțin 30%. Pentru Consiliul Județean. E vorba de votul județului până la urmă pentru Consiliul Județean. PNL-ul încă nu și-a stabilit. Nu și-a stabilit, am înțeles că e domnul Beianu și cu domnul Marin Anton. Da, cei doi care au intenție de a candida. Domnul Marin Anton, în situația în care își preia președinția partidului sau nu. Domnul, știu. Domnul, vreau să vă spun un lucru, dacă Dumnezeu le va da înțelepciune atât lui Beanu cât și lui Marin Anton să dea mâna și să meargă împreună la alegeri. Dar putea face treabă bună. Ar putea să facă treabă bună și s-ar putea să facă, nu o surpriză, că n-ar fi o surpriză dacă ar câștiga până la nivel de județul Giurgiu. Nu, fiindcă dumneavoastră știți foarte bine perioadele, când au fost cei de la PNL, când au fost cei de la PSD și tot așa. Cei doi ai putea face față la o bătălie cu Maria Mina și Nicolae Vădălău? Dom'le, e evident că în momentul de față PSD-ul, la ora actuală, cum stau în județ, așezările, cum stau în județ, având atâția primari plus primarul municipiului Giurgiu,
E foarte greu. E foarte, foarte greu. Dar nu e imposibil. Nu e imposibil. Nimic nu e imposibil. Fiindcă situația este de așa natură în județ. Și vreau să vă spun că primarii cu 4-5 mandate au deja riscă să pierdă alegerile. Fiindcă, vedeți și dumneavoastră, generațiile noi au apărut, mentalitatea s-a schimbat, sunt multe elemente și chiar fundamentale care determină poziția oamenilor la vot. Da. Când credeți că se vor anunța și candidații de la PNL? Se vor bate în cuie? Noi așteptăm, mai sunt 3 luni. Da, noi așteptăm prima ședință să ne convoace și probabil că din momentul ăla ne va aduce la cunoștință și se va face demersurile necesare de a merge către candidați. Lupta va fi destul de grea, dar hai să vă destăinui un secret. Acum fiecare partid de politice, fie dreapta, fie stânga, probabil că încearcă să se sustenabilizeze cât mai mult la nivel de județul Giurgiu și vor crea alianțe. Eu am o informație, nu știu dacă este adevărată, că Pro-România, ALDE și PSD-ul la nivel de județul Giurgiu și municipiul Giurgiu vor merge pe singur candidat. Pro-România, ALDE și ce-a rămas PSD-ul, din... Și PSD-ul. Va merge pe un singur candidat. Adică în situația asta e destul de delicată, că atunci dacă USR-ul nu acceptă să vină lângă PNL plus alte forțe, e destul de greu. Dom'le, în momentul de față e foarte greu să dezechilibrezi PSD-ul la nivel de județul Giurgiu. Este consolidat. Este recunoscut ca un județ roșu, asta e. Este foarte bine consolidat și dacă pleci din bloc startul de la zero, te trezești la un moment dat. După 15 metri, că PSD-ul are la nivel de județ 30% și tu ai 15%. În momentul ăsta. Păi ce să joacă? Păi ce să joacă în momentul ăsta? Ce se joacă acum? Vis-a-vis de numărul primar. La locale nu te poți baza pe procentele de la centru. Că conducerea noastră a partidului are metode de a dizloca pe unul și pe altul de la PSD. Asta e cu totul altceva. Da, da. E probabil că se fac jocuri politice, dar le-aș da colegilor mei o informație sau mai bine zis i-a sfătui. Că în politică cel care luptă câștigă, cel care negociază s-ar putea să piardă de fiecare dată. Fiindcă depinde și de negocieri. Da. Iar Partidul Național Liberal, în momentul de față, să nu se mai bazeze pe negocieri, să se bazeze pe identificarea oamenilor care știu să țină sabia în mână și să știe să lupte cu adevărat, fiindcă primarii din municipiul, din județul Giurgiu nu sunt de nebătut. Nu sunt de neclintit, nu sunt de evident. Nici de nenegociat. Așa văd politica, domnule. Da. Că dacă stăm numai în negocieri, pierdem. Da. Și nu e bine. Domnule Dinu, avem Ioana Tudor, vă spune succes, Tănțica Dorela, vă spune succes, văd că aveți succes la femei. Mulțumesc! Cam asta a fost timpul alocat emisiunii. Mulțumesc, domnul Iaconescu. Analiza dumneavoastră a fost una și pertinentă, dar mai ales realistă. Și mulțumesc, domnul Iaconescu. Vorbesc foarte sincer. Vă mulțumesc. Eu vă doresc succes în demersul mulțumesc. Dumneavoastră cu primăria din Bucșani, să dea Dumnezeu gândul cel bun, conduce. Vă mulțumesc pentru invitație și vreau să remarc un singur lucru. Indiferent de ce se va întâmpla, voi candida la Bucșani. Domnilor și domnilor, avem câteva știri de scos din contextul emisiunii de astăzi. Una, că indiferent ce se va întâmpla, Ionel Dinu va candida la primăria din Bucșani. A doua, foarte importantă, este aceea că Ionel Dinu propune un tandem pentru primăria Giurgiu pe Toma Petcu și Maria Măroiu. Să vedem dacă se va întâmpla așa. Domnule Dinu, vă mulțumesc încă o dată. Doamnelor și domnilor, aici se termină emisiunea noastră. Weekend plăcut vă doresc și ne reîntâlnim săptămâna viitoare cu emisiuni la fel de interesante. La revedere!